Cele două păsări probabil s-au bătut în zbor, au căzut în apă și nu au mai reușit să iasă. Pe imagine filmate chiar de salvatori se observă cum se apropie de vulturi care se odihnesc pe rând pe embarcațiunile care le-au venit în ajutor. Epuizate, păsările cu greu ar fi reușit să ajungă la mal. Impresionantă este reacția în fața pericolului a acestor viețuitoare teribile. Deși în mod normal omul este considerat un pericol și nu s-ar fi apropiat sub nicio formă de el, cei doi vulturi revin în mai multe rânduri pe barcă, până când în sfârșit ajung la mal, de unde și-au zborul. Experiența celor doi temerari este palpitantă și deopotrivă periculoasă, pentru că vulturii codalb sunt păsări puternice și în orice moment i-ar fi putut ataca. Toată operațiunea de salvare filmată de cei doi a fost postată pe o rețea de socializare.